It's so- Isus va reveni. O doctrină esențială a credinței creștine este exact aceasta. Domnul Isus Hristos va reveni ca să judece lumea. Când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Isus, Doamne, învață-ne, spune-ne, care vor fi semnele sfârșitului când va veni împărăția ta când vei reveni Isus se așează cu ucenicii lui și le ține un discurs escatologic un discurs cu cap și coadă un discurs concentrat în cele mai importante lucruri pe care ei ucenicii ar trebui să le știe ei ucenicii de atunci și noi ucenicii de astăzi și Isus își începe discursul, răspunsul la întrebarea când va reveni și cum trebuie să ne pregătim pentru sfârșitul acesta. Isus își începe cuvântarea discursul făcând o prima afirmație mare și anume Înaintea revenirii mele vor fi niște semne. Și după ce înșiruie semnele acelea, am tras împreună o concluzie și am spus, ne-am uitat în istorie să vedem dacă s-au împlinit și când s-au împlinit și am tras următoarea concluzie. Deși, improbabil, este posibil ca toate semnele revenirii să se fi împlinit deja. Așa că, fiecare credincios trebuie să fie gata pentru că revenirea va fi fizică, publică, spontană și triumfătoare. Acestea au fost primele afirmații ale Domnului Isus la întrebarea ucenicilor, prima parte a răspunsului. Și apoi Domnul Isus continuă cu o serie de pilde prin care explică, explicitează ce înseamnă a fi gata, a vegea. Ce înseamnă a pentru revenirea lui? Am văzut pildă celor zece fecioare. Am văzut că a o fațetă a ce înseamnă a este ceva ce faci tu pentru tine. Adică a înseamnă, în primul rând, să te încrezi în Isus Hristos, să te împaci cu Isus Hristos, să intri într-o relație personală cu El, să te autoexaminezi mereu ca nu cumva practicile religioase să fie făcute în detrimentul relației personale autentice cu el. Să nu cumva să te fure practicile religioase și să uiți de miezul relației cu el. Și am mai văzut în pilda fecioarelor Că fiecare dintre noi suntem responsabili de propria noastră condiție spirituală. Deci ce înseamnă a veghea, a te pregăti pentru revenirea Domnului Isus, înseamnă a te ocupa de starea ta spirituală, împăcându-te cu el, autoexaminându-te mereu și făcând tot ce este necesar ca să crezi spiritual. Iată un prim aspect al vegherii. Ce mai înseamnă a veghea? Urmează pilda talanților. A vegea mai înseamnă ceva ce faci tu pentru Dumnezeu. Dacă pilda celor 10 fecioare ne învață ceva ce avem noi de făcut pentru noi, pilda talanților ne învață ceva, a vegea mai înseamnă ceva ce faci tu pentru Dumnezeu. Și apoi vom vedea pilda judecății de apoi, ceva ce faci tu pentru aproapele tău. Pilda talanților. Isus își continuă discursul cu următoarele cuvinte. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Analogia este limpede. Individul înstărit, stăpânul, pleacă într-o țară îndepărtată și își distribuie avuția, averea robilor săi. Isus a plecat într-o țară îndepărtată, încredințându-și avuția ucenicilor săi. Acum, o confuzie se face deseori, sau o confuzie se poate face ușor, din pricina asemănării între cele două cuvinte, între cuvântul talent și cuvântul talent. Confuzia nu produce o greșeală, doar îngustează aplicația pildei. Dacă legăm pilda doar de talentele, darurile spirituale cu care suntem înzestrați, o limităm. Avuția de care vorbește aici stăpânul, Domnul Isus, este ceva mai larg decât darurile ce ar putea fi reprezentată prin avuția pe care ne-o lasă. Să observăm, în pilda Domnului Isus, să observăm că fiecare rob primește același tip de înzestrare. Ei nu primesc unul un teren, altă o vie, altul bani, altul imobiliare, diferite daruri, ei toți primesc același lucru, avuția stăpânului. Apoi, când vorbim de darurile spirituale, ni se spune că Duhul le dă variat, adică fiecăruia după cum dorește, ni se spune în Corinteni, și spre folosul altora. În parabola noastră, investirea este spre folosul stăpânului, nu a celorlalți robi. De aceea, întrebarea este foarte importantă pentru noi astăzi ca să o putem aplica. Ce înseamnă avuția? Ce anume lasă stăpânul Isus pe mâinile mele? La ce se referă când îmi spune că îmi lasă avuția? Care este avuția pe care Dumnezeu o încredințează tuturor ucenicilor? Ne putem da seama foarte repede. Misiunea încredințată tuturor ucenicilor, indiferent de abilitățile lor, de darurile lor spirituale, de înzestrările lor, avuția încredințată tuturor ucenicilor este mântuirea, răspândirea veștii bune a mântuirii. Avem câteva instanțe, cel puțin două, în Scriptură, în care îl vedem pe Iisus Înălțându-se în Evanghelii și în faptele Apostolilor, ni se spune că Isus s-a înălțat, a plecat la cer și a lăsat avuția ucenicilor. Matei 28, de exemplu, de la versul 18 la 20. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este avuția pe care Iisus a încredințat-o tuturor ucenicilor, indiferent de înzestrările lor spirituale, de darurile pe care le-ar putea avea. Avuția este mântuirea pe care a lăsat-o și investirea ei, răspândirea ei. Avuția, deci, este vestea bună a mântuirii și orice resursă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu ca să o răspândim. De aceea am spus, când vorbim de avuție, nu este neapărat o greșeală să credem că sunt darurile cu care am fost înzestrați. Este în plan secundar, în plan secundar, avuția poate însemna și în zestrările de care avem parte. Dar avuția este mântuirea pe care am primit-o și pe care avem datoria să o răspândim și orice resursă pe care am primit-o, orice înzestrare care este folosită înspre sau pentru răspândirea avuției, a mântuirii. Ce învățăm de aici? Primul lucru practic pe care îl învățăm și poate într-un fel neliniștitor este următorul. Dumnezeu ne lasă treburile împărăției pe mână. Și un astfel de gând este într-un fel copleșitor. Dumnezeu îmi lasă mie, ucenicilor lui, robilor lui, ne lasă nouă treburile împărăției, se încrede în mine ca și ucenic, să perpetuez și să administrez afacerile împărăției? Da. Ucenicii lui sunt depozitarii adevărului, mântuirii, iar menirea lor nu este să conserve adevărul, să îngroape adevărul, ci să-l difuzeze, să-l răspândească. Un astfel de gând l-am cam uitat. O astfel de perspectivă ne lipsește multora dintre noi. Dumnezeu își lasă treburile împărăției pe mine și pe tine. Se așteaptă ca eu să perpetuez și să administrez, să difuzez avuția lui, mântuirea oferită prin Isus Hristos. Biserica timpurie, Biserica primară, în primele secole ale ei, în mijlocul Bisericii, circula următoarea parabolă. v mai spus-o, dar este mișcătoare. Creștinii din loc în loc știau această parabolă și o foloseau și și-o reaminteau din timp în timp. Se spune că după ce Isus a înălțat la cer, a fost întâmpinat de îngeri și aceștia l-au întâmpinat și l-au întrebat, Doamne, Tu le-ai poruncit să meargă din Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului cu oferta mântuirii tale, cu avuția ta. Acum au continuat îngerii, între noi fie vorba. Știm foarte bine că ființele umane vor obosi și vor înceta să mai lucreze. Spune-ne, nu-i așa că ai conceput un plan B? Care este planul de rezervă? La care Iisus răspunde, n-am niciun plan de rezervă, mă bazez pe ei. Ce trezește gândul acesta în tine? Iisus se bazează pe mine. Dacă astfel pricepem sensul avuției din parabola noastră, ar explica și de ce neinvestirea talentului are consecințe atât de aspre. Pentru că neîmplinirea responsabilității primite poate avea doar două explicații. Viclenie sau lene. Ai gândit vreodată în acești termeni? Iată o aplicație concretă. Isus se bazează pe tine. Isus așteaptă ca tu să-i folosești avuția. Și dacă vreți o aplicație și mai tăioasă, răspundeți la următoarea întrebare acolo în sinea voastră. Care a fost ultima persoană cu care ai vorbit despre oferta mântuirii. Isus se bazează pe tine. Poți să numești ultima persoană cu care ai vorbit despre oferta mântuirii? Isus se bazează pe tine. Să vă mai pun o întrebare. Îmi mai pun o întrebare. Când a fost aceasta? Zilele astea? Deceniul trecut? Acest adevăr, Dumnezeu ne lasă pe mână treburile împărăției, are aplicații practice. Cu cine ai vorbit ultima oară? Și când? Aduți minte, se bazează pe tine să-și răspândească avuția. Oferta mântuirii. Pilda continuă. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Ce înțelegem din acest verset, din această porțiune? Odată că era foarte bogat și și asta poartă învățătură. Un talant era masa de apă necesară pentru a umple o amforă. În vechime, în vremurile acelea, existau mai multe tipuri de talanți. Era talantul atic sau grecesc. Avea 26 de kilograme. Era talantul roman, cântarea 34 de kilograme. Era talantul egiptean, 27 de kilograme. Talantul babilonian, 30 de kilograme. Sau talentul greu, folosit în vremea Noului Testament avea 58,9 kg. Detaliile acestea nu sunt la întâmplare. În primul rând ne sugerează că stăpânul este foarte bogat, că avuția pe care și-o distribuie este valoroasă. Fiecare talent putea să fie de cupru, de argint sau de aur. Fiecare cu valoarea lui. Cu valoarea corespunzătoare. Dacă luăm cel mai mic talent, cel atic, ca și greutate. Dacă luăm talentul atic, dacă era de argint, era plata munca, banii, veniturile pe 9 ani de zile de muncă. Dacă luăm talentul atic de aur, reprezenta 20 de ani de muncă. Vă dați seama că cel puțin primii doi, avuția primită le acoperea nevoile, cum ar veni pe o viață întreagă? Stăpânul era bogat, dar dacă talentul era talentul greu folosit în vremea Noului Testament, când vorbește Isus, până și cel cu un talent, avuția primită îi acoperea nevoia pentru toată viața? Toată viața! Avuția, mântuirea, este foarte valoroasă. Este o comoară. O primim și trebuie să o distribuim. Stăpânul era foarte bogat. Avea ceva bogat de oferit, o avuție de oferit, o comoară. Dar mai era și pătrunzător la gândire. Adică, el și-a dat seama că nu toți slujitorii aveau un simț al afacerilor la fel de dezvoltat. Așa că, evaluând capacitatea fiecăruia dintre ei, le-a dat după puterea lor, adică în măsuri diferite, dar nu arbitrar. Nu la întâmplare, în măsuri diferite, dar calculat. Fiecăruia după puterea lui, nu arbitrar. Stăm și ne întrebăm după ce criterii și-a evoluat stăpânul Robi? Abilitățile lor naturale? Receptivitatea lor spirituală? Câte puțin din ambele? Nu știm. Dar știm un lucru foarte clar. Stăpânul s-a uitat la puterea fiecăruia de a investi, de, de a răspândi avuția, mântuirea. Și la fiecare a dat după cât poate duce. Uitându-ne la 5, 2, 1, automat se strecoară o altă întrebare care poate avea aplicații practice pentru noi astăzi. Stai puțin, nu este cumva demotivatoare diferența de avuție încredințată? Nu cumva cel care a primit un singur talent putea să se demotiveze să spună eu nu sunt așa important ca ceilalți? N-ar trebui să fie demotivator, cel puțin din trei motive. Unu, chiar și cel cu un talent a primit foarte mult, mai mult decât merita. A primit tot ce avea nevoie pentru o viață. Și dacă gândești așa, n-ar trebui să fii demotivat când vezi că alții au mai mult. Pentru că tu ai tot ce ai nevoie. Ți-a acoperit întreaga viață. Doi, nu ar trebui să fie demotivator pentru că ar trebui fiecare ucenic al lui Isus, ar trebui să fie conștient că ucenicii lui Isus nu sunt la fel de dotați în viață. Trebuie să recunoaștem că nu suntem la fel de înzestrați. Iar dacă asta te deranjează, atunci ai o problemă de mândrie, și în plus afișezi și un dispreț la adresa Creatorului tău. Dumnezeu te-a făcut așa cum ești și asta este suficient să știi. Sunt cât sunt. Nu pot să am pretenția să fiu primul în toate. De obicei nu suntem primi în nimic, dar am vrea să fim primi în toate, să-i depășim pe toți, să fim cel puțin cu un pas în față. Și o astfel de atitudine se distorsionează. Ar trebui să știm că suntem diferiți după cum ne-a făcut Dumnezeu și n-ar trebui să fim în nicio competiție pentru că ne-am măcina la un tric și l-am disprețuit pe Creatorul nostru. În al treilea rând, nu ar trebui să fie demotivatoare diferența aceasta și pentru faptul că ești responsabil doar de cât ai primit. Ești responsabil doar de cât ai primit. Adică, adică Dumnezeu nu pretinde de la tine mai mult decât poți duce. Și atunci de ce să intri în competiție cu ceilalți? Dumnezeu nu pretinde de la tine mai mult decât poți oferi. Întrebarea aplicativă practică este: Oare cât pot oferi? Oare eu astăzi ofer ceva? investesc, cum mă pot evalua puțin? Oare eu îi ofer ceva? Oare eu investesc avuția asta? Cum mă pot evalua? Uitați-vă cum. Atâta vreme cât te preocupă și faci pași înspre investirea avuției, e bine. Atâta vreme cât te frămânți cu cui spun, unde spun, cum spun, atâta vreme cât ai în mintea ta, chiar dacă nu ți iese întotdeauna, chiar dacă uneori scape oportunități, atâta vreme cât ești preocupat, ar trebui să spun, aici aș avea ocazie, atâta vreme cât descoperi în tine o preocupare din asta, înseamnă că ți investești avuția. Atâta vreme cât folosești fiecare oportunitate pe care Dumnezeu ți-o oferă, e bine. Înseamnă că investești după puterea ta. Atâta vreme cât sar să te implici la chemarea altora, indiferent de tipul de afacere, de investiție, e bine. Pentru că suntem conștienți. Nu le putem face pe toate și unele nu le putem face așa de bine cum le fac alții. Și atunci, și atunci, este o investiție și sprijinirea altora să-L mărturisească pe Hristos. Indiferent că asta înseamnă aspectul financiar, timpul pe care îl oferi, alte resurse pe care le ai, împuternicind pe alții, asigurând resursele pentru alții care investesc după puterea lor, poate mai mare, tu deja ești parte a investiției avuției. Dumnezeu nu pretinde de la tine mai mult, de, mai mult decât poți duce. Duci ceva? Oferi ceva? Te gândești măcar să o faci? Aici este partea aplicativă. Cum te simți cu tine însuți când vine vorba de investirea talentului tău avuției primite. Dacă nu prea bine, atunci ai de recuperat și reformat în tine. Dar pilda aceasta care vine astăzi înaintea ta nu este ca să te apese, să te zdrobească, să te descurajeze, ci să spună poți. Vreau este obligatoriu pentru binele tău să spui, să investești să sprijinești răspândirea Evangheliei. Pilda continuă. Îndată cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primisese cei doi talanți a câștigat cu el alți doi talanți. Cel ce nu primisese decât un talant s-a dus, te-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său în timp ce primii doi au investit ceea ce primiseră, celui de-al treilea nu i-a păsat de sarcina pe care a primit-o. Stăm și ne întrebăm, pentru că are conotații practice pentru noi astăzi. Ce l-a făcut pe robul al treilea să decidă astfel? Siguranța avuției stăpânului? Preocuparea să nu o fure cineva? Timiditatea sentimentul inferiorității văzând că a primit mai puțin decât ceilalți? Invidia, ciuda, că a primit mai puțin decât ceilalți? Și a închipit robul al treilea că stăpânul nu se va mai întoarce? Din versetele 24 la 27 vedem că nici una, nici alta, nici alta. Ci mai degrabă ceea ce l-a împiedicat să-și investească avuția primită. Au fost suspiciunile nejustificate și lenea. Ne-am putea regăsi unii dintre noi aici? Avem tot felul de suspiciuni nejustificate cu privire la Dumnezeu sau la cerințele Lui sau la chemările Lui și ne descoperim justificând în fel și chip lenea noastră? Poate asta. Vrea să spună Duhul Sfânt unuia dintre noi astăzi? Cum? Tu cum te raportezi la misiunea încredințată? Isus ne-a lăsat cu o informație de o valoare vitală, mântuirea, și se bazează pe noi să o răspândim. De fapt, ne-a lăsat pe mâini secretul vieții veșnice și de multe ori îl ascundem, îl îngropăm sau nu ne obosim deloc. Să-l dezvăluim și altora. A vegea înseamnă și acest lucru. Pilda continuă. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Ce ne învață asta? Ne învață că Isus va reveni. Sigur, cum am spus, fizic, public, pe neașteptate și triumfător. Isus va reveni ca să ne ceară socoteală de avuția încredințată la plecarea Lui. Și aceasta este partea tulburătoare, din în același timp motivatoare. Isus va reveni și ca să ceară socoteală, să ne ceară socoteală de modul cum am investit. Avuția primită, mântuirea primită, mandatul primit. Deci a ignora, a disprețui avuția primită, răspândirea ei este foarte primejdios. Pentru că Isus, la revenirea lui, va avea și acest scop, să ne ceară socoteală. Care sunt investițiile tale? Pilda continuă. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți și iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primisese cei doi talanți, a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Lecția practică de viață pentru noi este următoarea. Pentru Dumnezeu, bun și credincios este cel ce își împlinește mandatul primit. Așa definește Dumnezeu a fi bun și credincios. Apoi, în pasajul citit, apare expresia aceasta. Ai fost credincios în puține lucruri? te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Ce învățăm de aici? Învățăm un alt lucru motivator. Viața pământească este temporară și Dumnezeu o folosește ca pe o instruire pentru viața veșnică. Adică ceea ce facem noi aici pe pământ are ecou în viața cealaltă. Ceea ce facem noi aici pe pământ are eco în viața cealaltă. Ceea ce construim, ceea ce investim noi aici jos, se vede și acolo sus. Și încă un lucru. Fiecare credincios se află într-un proces de creștere, așa că nu le nevii. Ai fost credincios în puține lucruri? Te voi pune peste multe lucruri. Cine este Credincio sunt puține, capătă mai multe. Ne aflăm într-un proces de creștere. Prin fiecare lucru pe care îl faci, tu te dezvolți și crești. Apoi mai putem observa încă un lucru în pasajul citit. Mai putem observa că răsplata este aceeași, indiferent de capitalul investit și venitul obținut. Adică, o altă lecție de viață care este plină de încurajare este următoarea: acolo unde este credincioșie egală, apare și răsplată egală. Și asta ar putea să ne liniștească o eventuală demotivare, că eu nu am așa de mult ca și altul. Pentru că acolo unde este credincioșie egală în investirea avuției, ai parte de o răsplată egală. Nu contează că altul a avut 5 și altul 2. Răsplata este egală pentru că credincioșia a fost egală. În alte cuvinte, Dumnezeu cântărește credincioșia cu care ai investit, ai mărturisit. Credincioșia nu sudoarea, nu cantitatea de timp și nici măcar cantitatea de roade strânse, ci faptul că ai investit. Ai folosit fiecare oportunitate pe care ai avut-o. Ți-ai gândit întreaga viață ca să țintească între acolo în dezvăluirea avuției primite. Pilda continuă. Cel ce nu primisese decât un talant a venit și el și a zis Doamne, am știut că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de teamă ascuns talentul în pământ. iată ce este al tău. Citind cuvintele acestea, imediat simțim obraznicia. Adică, în alte cuvinte, ar suna cam așa. Dacă, sau, stăpâne, dacă încercând să fac afaceri cu suma încredințată, aș fi pierdut-o, tu tot mi-ai fi cerut-o înapoi. Așa ești tu. De aceea mi-a fost frică. Iată-ți banii, n-am păstrat nimic pentru mine. Ar trebui să fii mulțumitor că am păstrat banii neatinși. ține Țineți. Robul justifică lenea într-un mod viclean, întorcând vinovăția asupra stăpânului, dând vina pe el pe stăpân. Robul, în loc să-și recunoască vina, s-a purtat de parcă stăpânul său ar fi trebuit să laude pentru prudența sa și pentru înapoierea intactă a talantului. Și înainte de a judeca foarte aspru, s-ar putea să ne regăsim mulți dintre noi aici. Sau măcar din când în când. Când ieșim și fonați dintr-o situație, aproape fără excepție, împingem vinovăția pe Dumnezeu. Așa că, în loc să o judecăm foarte aspru, mai bine ne-am uitat și ne-am autoexamina dacă nu cumva ăsta este și obiceiul meu? Ne justificăm lenea dând vina pe el? Numai că justificarea asta dând vina pe stăpânul nu ține. Stăpânul său i-a răspuns, Rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Găsim oare în răspunsul stăpânului o confirmare a acuzelor robului al treilea? Nu, cu siguranță nu. Ci stăpânul îi răspunde cu armele cu care fusese atacat. Îl judecă în conformitate cu afirmațiile lui. Adică, dacă tu zici că eu, dacă tu zici că eu sunt aspru și pretind mai mult decât am dreptul, atunci te contrazici. Dacă tu ești convins că eu sunt aspru și pretind mai mult decât am dreptul, atunci din potrivă ar fi trebuit să te străduiești și mai tare și să nu le nevești. Pentru că sunt aspru, pentru că cer mai mult decât am dreptul. Dumnezeu îl judecă cu cuvintele lui. Nu aprobă că este așa? ci spune, a, așa gândești tu despre mine? Hai să te judec pe baza gândirii tale despre mine. La revenirea lui vom fi judecați în conformitate cu raportarea noastră la Dumnezeu. Iată o altă lecție de viață. Cum te iei tu de Dumnezeu azi, așa se va lua El de tine mâine. Sau în cuvintele, în terminologia scripturii, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cum te iei tu de Dumnezeu azi, așa se va lua El de tine mâine. Argumentele tale vor fi pur și simplu întoarse și vei rămâne fără cuvinte. Pentru că în fața stăpânului nu ai cum să te justifici. El ți-a încredințat o avuție, ți-a încredințat mântuirea și responsabilitatea răspândirii ei. N-ai absolut nicio justificare să nu o duci mai departe, să nu investești. Niciuna. Niciuna. Dar ce înseamnă, o întrebare practică, ce înseamnă azi să fi dat banii la Zarafi? Cum s-ar aplica astăzi o astfel, un astfel de răspuns al Domnului Isus? Cred că în felul următor. Să dai banii la zarafi astăzi ar putea fi foarte simplu. Să ai inimă pentru lucrarea de misiune a Bisericii lui Hristos. Să împuternicești pe alții, poate mai dotați decât tine. Cu resursele ce le ai, ca să fie investită, răspândită avuția. Poate nu ești genul de om, nu ai atâta putere cum au, fost, cum au alții de a-l de a mărturisi pe Hristos. O faci în cercul tău mai mic, în relațiile tale personale, acolo unde te simți confortabil față de alții care spun, vorbesc, au tot felul de resurse lăuntrice, de înzestrări, prin care o fac într-un mod natural și cu putere. Tu poți face după măsura ta în cercul tău mic de influență. Ați da banii la zaraf înseamnă poate a înzestra pe alții cu ce ai tu. Ai susține, ale pune resurse la dispoziție ca lucrarea bisericii, avuția lui Hristos să fie răspândită, ar putea însemna lucrul acesta astăzi. Și pilda se încheie într-un mod tulburător. Luați dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Oare Iisus justifică deposedarea săracilor în favoarea bogaților? Nici vorbă, nu despre aceasta vorbește Iisus aici. Nu este vorba despre deposedarea de resursele necesare vieții, ci deposedarea de oportunitățile de mărturisire. Dacă tu nu-ți faci datoria de a-L mărturisi pe Hristos, Dumnezeu nu are, Iisus nu are un plan de rezervă dacă tu nu-ți faci datoria să răspândești avuția, ea trebuie răspândită, așa că Dumnezeu ce va face? Îți ia oportunitățile și le dă celui ce are mai multe oportunități. La fel facem în orice biserică. Uitați-vă la dinamica oricărei biserici. Când delegi o sarcină cuiva să o facă și vezi că nu o face, ce faci? Sarcina trebuie făcută, este importantă. Ce faci? O iei de la cel care vezi că nu și-o îndeplinește. Și cui o dai? La cel mai eficient. Care a făcut mult, dar mai da ceva, pentru că știi că el o face. Așa procedăm oricare dintre noi. Și de aceea în biserică sunt oameni super implicați, pentru că și investești cei cinci talanți și le se mai dau pe deasupra alte oportunități de investire. Pentru că unii îi îngroapă în pământ. La fel face Dumnezeu. Nu-i nedreptate aici? Avuția trebuie investită. Și dacă tu nu o faci, o ia, îți ia oportunitățile dăruite de Dumnezeu și le dă celui care și le îndeplinește. Celui ce are mai multe oportunități. Așa că învățătura pentru noi este aceasta. Folosirea consistentă și constantă a oportunităților primite de la Dumnezeu va conduce la primirea mai multor responsabilități sau oportunități și implicit la o răsplată mai mare. Folosirea constantă și consistentă a oportunităților primite de la Dumnezeu va conduce la primirea mai multor oportunități. Și cei care le primesc să nu se simtă apăsați. Pentru că au mai mult de lucru. eu își privi eu ca pe o onoare. Adică Dumnezeu vede că tu poți, vede că ești eficient, vede că îți investești avuția cu credincioșie. Și ce face Dumnezeu? Îți mai dă încă oportunitate pentru ca să fi pus peste mai multe lucruri, pentru ca răsplata ta să fie și mai mare. Este cinstit să procedezi așa. Pentru că cine face mult, merită mult. Iar pe robul acela netrebnic, nefolositor, care nu-și face treaba. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și șcrâșnirea dinților. Cum să înțeleg această afirmație? Adică, dacă nu-l mărturisesc altora pe Iisus, mântuirea, viața veșnică, voi merge în iad? E mai mult decât atât. E mai profund decât acest nivel de suprafață. Pentru că nemărturisirea lui Isus, a veștii bune, a Evangheliei, a mântuirii, are de fapt alte rădăcini. Reacția robului al treilea dezvăluie o atitudine disprețuitoare la adresa stăpânului, a mântuirii oferite de el și a responsabilităților ce decurg din ea. De aceea, Întunericul de afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților, nu este un rezultat al nemărturisirii lui Hristos, ci de fapt are rădăcini mai profunde. De fapt, rădăcina aruncării în afară este disprețul adresat lui Dumnezeu și a mântuirii oferite de El. Că viclenia, perfidia, este condamnabilă, mi este ușor să înțeleg. Dar mai ridic o întrebare. Dar este și lenea un motiv suficient pentru a suporta astfel de consecințe? Se pare că da. Se pare că simpla indolență, lene, te poate conduce la ruină. Sigur, lenea are alte rădăcini mai adânci. Și acele rădăcini mai adânci sunt tot aceleași. Dispreț la adresa Mântuitorului, dispreț la adresa mântuirii oferite, dispreț la adresa lui Dumnezeu până la urmă, planul lui de mântuire. Și de aceea pilda se încheie în modul acesta care îți dă fiori. Pentru că până la urmă problema noastră este foarte adâncă. Și Isus nu la întâmplare își construiește mesajul și le spune ocenicilor, deci, vreți să fiți pregătiți pentru venirea mea? Va fi spontană, nu știți ziua și ora? Va fi spontană. Dar voi fiți gata. Va veni ca un hoț, dar voi fiți gata. Ce înseamnă, Doamne, să fim gata? Înseamnă împăcați-vă cu Hristos? autoexaminați-vă și protejați-vă starea voastră spirituală, creșteți-o. Dar a veghea mai înseamnă și al mărturisi pe Hristos, a răspândi mântuirea Lui, a investi avuția primită, a răspândi vestea mântuirii oferite de Hristos folosind toate resursele care îmi stau la îndemână, cuvântul și darurile cu care sunt înzestrat a veghea înseamnă și a investi avuția primită. Nu a sta doar cu ochii pe fereastră să urmărești când vine Isus sau hoțul din parabola Scripturii. A veghea nu înseamnă asta cu ochii larg deschiși, a nu dormi cu ochii pe fereastră. Ci înseamnă a te preocupa de starea ta spirituală și al mărturisii, a investi avuția primită. Așa că, în final, ce învățăm noi astăzi de aici? Învățăm că Dumnezeu nu-ți cere nimic din ceea ce tu nu ai sau nu poți. Oamenii niciodată nu vor fi egali în înzestrări spirituale, dar pot fi egali în efortul depus să folosească atât cât au. Adică, adică Dumnezeu îți măsoară credincioșia, nu succesul. Și asta ar trebui să ne dea curaj. Stăpânul când se va întoarce, va spune, bine, robun și credincios, nu bine, rob de succes. Dacă ți s-a încredințat o misiune, îndeplinește-o cu orice ocazie și din toată inima. E adevărat, al mărturisi pe Hristos poate fi o activitate stresantă, istovitoare și aparent lipsită de rezultate, dar numai Dumnezeu știe impactul universal al micii tale investiții și numai El trebuie să țină scorul. Pentru că refuzul de a investi avuția primită, de a-ți îndeplini mandatul încredințat de Dumnezeu Este suficient ca să te ruineze Și repet încă o dată, de ce să vestim Evanghelia? Iisus ne spune foarte clar Pentru că El ne-a poruncit să o facem Duceți-vă în toată lumea și propovădeți Evanghelia la orice făptură Biblia nu poruncește păcătoșilor să meargă la biserică, ci bisericii să meargă la păcătoși. Am spus-o de atâtea ori. Dumnezeu nu a gândit biserica pe, ca pe o grădină zoologică la care vin cei din lume și se uită și ce drăguți sunt aceștia, ce viață frumoasă au. Nu a gândit-o ca pe o grădină zoologică, nici ca pe un congelator în care să conservăm evlavia trecătoare cu reguli puse la punct, nu mișcă nimeni în front un congelator care păsează totul intact. Dumnezeu a gândit biserica ca pe un incubator care să clocească noi, ucenici al lui Isus. Atât primirea lui Isus ca și mântuitor, cât și proclamarea lui ca și mântuitor presupune aceeași credință. Suntem obligați la amândouă să-L primim ca și mântuitor și să-L proclamăm ca și mântuitor. Și pentru ambele avem nevoie de aceeași credință. De ce să vestesc Evanghelia? Pentru că nevoia este mare. Mare este secerișul, zice Iisus, dar puțin sunt lucrătorii. Și adevărul este că singura generație care poate câștiga această generație este doar această generație. Și acest adevăr face nevoia și mai mare. De ce să vestesc Evanghelia? Pentru că timpul este scurt. Iisus spune: Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrurile celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Orice lucru, știm cu toții, are vremea lui. Dacă nu-l faci la timpul potrivit, puține șanse să-l mai faci vreodată, o oportunitate pierdută, rămâne pierdută. Timpul mărturiei este acum. De ce majorității dintre noi ne vine greu să vestim Evanghelia? Pentru că avem în noi o inhibiție nejustificată. De fapt, dovedim o lipsă de convingeri și de experiență creștină. N-am cum altfel să o explic. De ce suntem inhibați când trebuie să spunem altora ce s-a întâmplat în viața noastră? De ce. Ne vine greu să vestim Evanghelia și pentru că ne este frică să o vestim din cauza consecințelor, a posibilelor consecințe. Pentru că da, pot fi consecințe. Iisus însuși a spus-o. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. De ce ne vine greu să mărturisim Evanghelia? Pentru că nu credem că vom face vreun bine mărturisind. Ne spunem că oamenii aceia nu merită, sunt prea stricați, prea la extremă, cu viața lor. Sau credem că nu-i interesează. De fapt, nu interesează. Și ne liniștim. Fără să încercăm. Alte ori ne este rușine să vestim Evanghelia, fiindcă credem că conduita noastră ne incriminează. S-ar putea să fie doar o cursă. Nu sunt suficient de bun. Nu sunt suficient de pregătit. Mai trebuie să investesc în mine înainte de a o putea să o fac. Nu sunt la înălțimea chemării lui și mai știu eu ce argumente ne găsim. Poate fi o cursă, un astfel de argument. Sau poate fi o realitate că într-adevăr nu trăim în ascultare de el. Și atunci, clar că ne este rușine să spunem altora. Sau nu știm cum și ce să spunem. Este un alt motiv pentru care nu răspândim, nu investim avuția. Nu știm cum și ce să spunem. Dar până nu-ți dai drumul, nici nu-ți vine. Așa spune Isus în Matei 10. Să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că și ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Ce să le spunem? Mărturia personală, de exemplu. Dacă vrei ca aproapele tău să afle ce poate face Dumnezeu pentru el, ajută-l să vadă ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Mărturia personală are o putere extraordinară pentru că e a ta. Pentru că nu poate fi contrazisă. Este ceva ce tu ai experimentat. Și nu faci decât să o împărtășești cu ei. Împărtășește lecții de viață. Învățate din experiențele tale cu Dumnezeu. Ce m-a învățat Dumnezeu din eșecuri, din dezamăgiri, din bucurii, din durere, din tristețe? Ce m-a învățat Dumnezeu prin familia mea, prin biserică? vorbește despre experiența ta cu Dumnezeu, dacă nu știi ce și cum să spui. Și bineînțeles, și Evanghelia, care nu e așa de complicată, în esență, Pavel ne spune foarte clar, în 1 Corinteni 15, vreți să auziți Evanghelia? Ascultați-o, ce e așa de greu de spus? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață și unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Asta e Evanghelia. Sigur că pe scheletul acesta discuțiile se ramifică. Dar în esență asta avem de spus. Ai o șansă. Cu Hristos ai o șansă. Lumia este ca un uriaș atelier de sculptură. Aș vrea să încheiem cu această imagine. Lumia este ca un uriaș atelier de sculptură. Noi suntem statuile. Și un zvon străbate atelierul. Un zvon cum că într-o zi unele statui vor prinde viață. Unele statui vor prinde viață. Eu am prins viață. Mulți dintre voi ați prins viață. Din niște statui fixe ați prins viață. Multe alte statui pot prinde viață. Și Isus se bazează pe tine. Și din mulțimea statuilor din jurul nostru, unele vor prinde viață. Vei juca și tu un rol acolo?